Bine, mă. Uite-l, mă. Ce mare. Uite-l, mă. Ce mare. Nu cred. Pre surpriza noastră, uite ce mânca băiatul. Super. Un Big Mama. Nu trebuie. Bravo. Cei tot un toc minunat. De la mare, de 10 cm. O, somn. Asta este somn. Am vrut să zic că s-ar putea să fie somn. Dimineața bună începe cu bătut ouă. Omletă din 12 ouă. Bună dimineața, o nouă zi de pescuit în Spania. Suntem în Spania, a venit și Emil să pescuim împreună, o să fie multă bună dispoziție. Pescuitul e dificil, dar o să ne străduim și astăzi să acoperim cât mai multe zone, bate un vânt destul de puternic, dar ce contează, suntem alături de prieteni, ce poate fi mai frumos. Vă arăt așa puțin din peisajele astea minunate de aici. Și o întind către barcă, băieții deja mă așteaptă. Emil, văd că a făcut deja primul lanțeu de pe ponton. O să pescuim în special la Shallow și Biban. Așa că vă invit alături de noi la o nouă expediție de pescuit, o nouă zi de pescuit. Hai, să intrăm pe apă. Băieți, pregătiți? Pregătiți. Emil s-a asigurat că el e primul care face primul lanseu. Ce o fi, eu Corect. Minunat peisaj. Ca să nu pierd foarte mult din distanță, cum pescuim pe adâncimi destul de mari, după ce lansez, deschid tamburul și las să cadă. Atunci căderea jigului va fi ceva mai perpendiculară pe substrat și o să ai mai multă distanță de evoluție a nălucii. Aici în față sunt niște copaci. Și după aia urcă pe un drum, este aici. Mai are și bolovan pe el, mai are și structuri din beton. Structuri din piatră. De toate. Uite! Sub barcă, mă! Sub barcă! Când l-am adus pe pietrele alea, chiar am zis, stai Biban. Acum scutură. Un vânt pe niște rafale, cum puteți observa. Un Biban. Hai cu tata! Aoleo, ce piesă, că nu știi de unde să-l apuci. Big Mama!
Biggie Mama. Uai, ce pa! Da, mă, uite, de asta iubim noi pescuitul. Pentru exemplare de genul ăsta, excelent. Mua! 4, 4 pe acolo. Pai, cât e de fain. Cât e de fain. Nu-mi revine. Cât e de frumos. Apa e cancer, dar nu mă interesează. Yes, mă, yes! Se pare că azi e vremea bibanilor mari. Deși asta, nu știu, e biban? Da, că mie mi se pare că e... Shalom! Negru, masculul ăla. Mi s-a părut și mie că... Bravo! Bine, măi, Andrei. Pește mâna? Super! Au venit și șalăi. Și uite ce are în gură. Spre surpriza noastră... Să vedem. Spre surpriza noastră... Aoleo, un toc mino. Nu cred. Mascul, negru. Spre surpriza noastră, uite ce-a mâncat băiatul. Super! Dacă nu vă deranjează, o să le servesc cu o treabă mai serioasă acum. Dacă nu aveți nimic împotrivă. Dacă nu aveți nimic împotrivă, aș dori să le servesc ceva. Un Big Mama. Cum s-ar zice? Acolo 30 de metri sau cât. Am dat și pe direcția aia și nimic. Să pescuim pe apă nouă, nouă. Ia uitați, ăștia-s pești. Alex mișcă de LiveScope. Ăsta e un pom care e jos de pe prag. Ăștia iarăși pești. Acum încercăm să ne repoziționăm. Ăștia-s mulți pești, e un câr de pești. Pe la 7 metri. Ăștia s-ar putea să fie răpitori. Băieți, pe cai că se filmează. Fiecare câte doi de aici ne... Suntem în 16 metri deja. Ne muteam. În 16 metri. Da, da, da. Chiar mai spate. Da, poți să muți. Poate o idee. Opa, opa, opa. Felicitări. Salut. Shalainan. Opa. A, repoziționare. Vezi, prima mână. Eco, agăța și Dan ceva. Hai să vedem ce. Ce zici că e shallow? Așa pare, ha? Un shallow corespunzător. Corect. Băi, pe roz, eu ți-am zis, să nu pui roz că vin masculii. Nu pune roz că vin shallow-ii. Foarte fain. Mișto. Cum trebuie. Bravo. Cei tot un toc minunat de la mare, de 10 cm.
unde ziceți că sunt pești acolo? Trebuie să lansez înspre la baza stufului. Da. Pe cap de mare. Deci ne bate sorinelul, știi? Cine a fost primul cu bățul în apă? Corect. V-am zis. Asta e șmecheria. Opa. Opa. Pare mai nervos? Oricum sau îi convine. Sau e ceva căluț? Cred că nu m-au mai turbat o fost nimic așa. Opa. Oh, opa. Auzi turbat, zice. Opa. Unde l-o să vedeți? Ce să fac pe casă? Opa. Hai de capul meu, cum bun că ne pintenaș ăsta. Pintenaș, mintenaș ne dă. Uită-te aici, ai golful ăsta. Ai pomii ăia acolo, ai pintenul ăla cu pietre, arată într-un mare fel. Bun, că e bine jos. Da. Trebuie să avem ceva aici. Este. Bun, mare. Să te las. Dacă e șalău, e... E ce trebuie. E șalău. Ai, ce șalău, fai. L-am văzut. L-am văzut. A, prezut ceva urât. Și l-am văzut când am dat, când ai ieșit. L-ai văzut? Da, da, da. Da, da, da. Da, da, eu știu. Bă, domnul Alex, eu știu. Bravo. Pe ăla fără codică. Pe freeloader se numește. Pe gumele prototip. Gume. Astea sunt noile gume Crash City. S-a strâmbat jigul. Dau pe locul lui. E prea de vreme, cred că trebuie să fie. Eu am vrut să, de când am venit de azi, am vrut să vă întreb, ați văzut ce lună frumoasă e afară? Am văzut-o, bă. Asta e cel mai mare lună de vreme. Serios? Că e luna frumoasă? Deci un pescar de șalău cu conștiință, când vede luna asta plină, se duce și se culcă. Ai ce mi-a dat una, extraordinar. Mi-a luat bățul din mână. Nu, că mi-a întortocheat guma. Mamă, ce ciocan mi-a dat. Vezi că în apă mai mică trebuie să... Uite deci. Fii atent. Mamă, mă. Vezi deci. Și asta a fost bucată, la cum o dat. Nu știu, nu s-a înțepat, fii atent. Uite aici dinte.
de-aia nu trebuie să fugim de apa aia mai mică un pic, că pare mie că se trag tot mai la apă mai mică, cu măsura ce trece, se încălzește vremea, știi? Hai, ce ciocan mi-a dat. Ți-am zis că peștii sunt apă mai mică, pe copaci ăștia. Ce putem face e să luăm malul ăsta, ne punem și mai aproape un pic de mal. Să mergem așa. Exact. Și îl tocăm mărunt. Mărunt. Cum îi place la Emil, power fishing. Power fishing ursuletan. In the house. Cu cobra, clară de la. Eu nu mai ajung eu pe ea. Na, unde îs? Unde îs peștii? Dacă e mare? Ba, ei, că cum pleacă, mie nu se pare că e mic. E mic și cum vine spre barcă. Oi, 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 ce căluț! Ce căluț! Ce căluț! Bravo! Super fain biban, offset. O gumă mică. O gumă mică, largo, mic. Da, asta trebuie să facem, asta vom face azi, că e un pescuit foarte, foarte mișto. Asta. Un pescuit foarte mișto. În agățătură, așa să gâdi-l copacii. Și încercăm să acoperim zona asta, o zonă mare, 500 de metri, plină cu pomi. Este. Aici. Bă, am văzut cum ți-o dat, de ți-o luat bățul de mine. Mi-o luat bățul de mine. Am văzut, am văzut. Da, băieți, deci asta facem astăzi, bine? Că dau, ăștia care dau, îți iau. Am văzut cum ți-o zbura bățul. Așa au dat șalăul ăla de meu terfelit cu maieri. N-am putut să-i fac nimic. M-am uitat la el. Deci aici cred că o să-i prind și la voblere, la ceva. La un moment dat o să încerc să dau și în niște shed wrap-uri din alea. Ai văzut? Am văzut și la Alex ce i-a trosnit una. Da. Băi, sunt pește aici. Și ideea e că până la urmă o să ne perfecționăm să și prinde mai. Aoleu, e după o creangă, uite, e după o creangă, cum se îndoaie creanga. Hai după creangă. Mamă, ce mișto. Super pescuit, deci. Super pescuit. Un șalău luat regulamentar. Nu se pare. Exact cum trebuie. Offset. Pescuit în agățătură. Doamne, astăzi vă spun eu, o să ne distrăm. Azi o să ne distrăm. Ia uite ce pește fain. Înțepat fix prin nară. Tocmino, offset. Și rezultatul. Perfect.
Mersi frumos. Culoarea ceva mai închisă cu un oranj apetisant pe burtă. Dăm evantai. Unde avem, acolo stă mai mult. E full de copaci aici, substratul tare, n-au de ce să nu stea și aici, doar că na. Îți mai clar, sunt aglomerări în anumite zone. De ce? Na, nu știm. Dar și asta aici, e substrat tare, plin de pomi. Trebuie să fie un loc foarte bun ăsta, nu? Dacă e plin de pomi, aici pentru pomi așa... Păi ei, numai na, știi, fiind o suprafață așa mare, toată la fel, poți să-i găsești în oriunde. De-aia trebuie să-i cauți. Dacă ar fi numai 50 de metri cu pomi și în rest numai plajă, îți dai seama că ar fi toți acolo. Grupați. Ciorchine. Dar așa e, unul aici, unul dincolo. Este. Este. Tot bibanei. Ba da. Tot bibanei. Un largo de ăla nervos. Un largo nervos. Mare de 10. Culoare mai naturală. Big perch. Un biban frumos, ia uitați-vă aici. Ce frumos e în foaie. Super fain. Super fain. Ia uitați. Culoare naturală mai închisă, am pus ceva acum. Hai că facem două poze și le liberăm rapid. Aș putea pescui toată ziua numai după bibani din ăștia frumoși. Niște bibani îmbrăcați care, după cum vedeți, nu se dau înapoi nici de la gume mari. Largo shed de 10, eu zic că e o gumă mare și voluminoasă. Iznocă multă apă, nu trece neobservată. Așa că și la o adică poate să intre și un șalău baban, cumva. Sau mă rog, am dat în special după șalău cu guma asta. Mai ales că am mai prins bibani la gume mari și eram convins că nu se dau înapoi. Nici ăștia de aici. Așadar, un pescuit greu, dificil, dar frumos. Căutăm zone cu cioate, prag în mal. Vedem imediat. Și de obicei ăștia care sunt activ la prima mână, uite ce șalău fain. Super fain. Dau, adică nu trebuie să-i cauți mult. Bravo. Un super șalău. Intră la o super gumă. Exact cum trebuie. Bravo! Let's do this!
Asta e un prag mai abrupt și are niște lemne mari. Substrat tare. Tot încercăm să găsim un pattern. Să vedem dacă convine. Atunci când îi găsești pe agresiv, îți dau ciocan, ciocan. Nu se uită. Nu se uită deloc. Dau exact cum trebuie. Doar că e greu, e greu. Trebuie să acopere apă. Aia trebuie să faci. Să acopere apă, să pescuiești cu răbdare. Iei fiecare lemn și smulte la scărpinat și nu smârâiți. Deci când dau, îți iau lanțeta din mână. Sunt bestiale atacurile astea. Rare, dar bestiale și peștii sunt frumoși. Ăștia sunt pești munciți. Cu atât mai frumos, cu cât sunt munciți. Acum o să luăm, să, după cum vedeți, zona asta arată într-un mare fel. O să luăm la scărpinat aici. E piatră. Pe lemne. Substratare. Nici ar avea de ce să țină șalău. Am dus pe Emil și pe Alex la mal, că aveau niște treabă și am ieșit noi cu barca 2 ore, de-aia suntem doar 2 acum în barcă. Să căutăm ceva prospături, ceva zone noi. În bucătărie. Uita-l, mă! Uita-l, mă! Uita-l! Asta deja se numește pattern. Am găsit-o șmec. Mamă cum dă! Mamă cum dă! Nu știu ce îi, dar mic nu e. Mic nu e. Dragilor, ăsta nu e un șalău mic. Nu știu cât e. Doamne, ce pescui frumos! Uuu, somn! Asta este somn. Am vrut să zic că s-ar putea să fie somn. Dar cât de tare o dat și cum scut. Era pe fir. Și unde era? În mare. După cioatele alea. Hai că le iau și de, de gură. De gură! Ah. Bravo, mă, bravo! Deja începe să ne bravo, mă! Deja începe să ne distrăm. Doamne, ce ciocan o dat! Foarte, bine, foarte mă. Fain! Foarte fain! Să-mi telefonul dacă vezi. Zi-mi numai ce buzunar. Asta este o dublă, ți pare. Și somotelul! Foarte fain atac, foarte fain atac! Pescuitul ăsta de agățătură, fai, cu ciocanele astea, e minunat, minunat, așa chef aveam. Și nu-s ușor de prins peștii, dar cu atât mai mult ne bucurăm de fiecare pește, de vis.
Prieteni, încheiem aici episodul acesta. Ați văzut, prieteni, vreme bună, a fost și vânt, o companie selectă, prești frumoși, cam ăsta a fost pescuitul nostru de până acum în Spania. O să încheiem aici episodul, așa că sper că v-a plăcut, sper că v-au plăcut peștii, peisajele de aici. Noi ne-am simțit excelent. Până la următorul episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, lăsați un comentariu și o să vă pun în descriere cu ce am pescuit și dacă vreți să veniți aici, cum puteți să-l contactați pe Alex. Eu sunt Adi Șpiac, până data viitoare, vă doresc toate cele bune și fir întins!